Astăzi, în acest episod, veți vedea cum a reușit Darusel 2012 să-și rupă piciorul, cum s-a dus la bunica lui să-i spună iar aceasta s-a luat la ceartă cu mama lui Darusel, cum acesta era pe care să rămână fără picior pe viață și cum s-a dus pe plajă să agațe fete în scaunul cu rotire. Vizionare plăcută! Darusel, mamă, ce vrei să fac de mâncare? Tot burger, mă? Mamă, Darusel, tot burger, vin sau ce vrei? Ce faci mă acolo? Alo? Ce faci, mă? Bă, pe ce? Mă pui, tu m-ai pus să-ți dat de mâncare și tu deja mănânci? Mami, filmează, mami, ia, filmează, mami, ia! Mă secundele, deși antena, băiți, în acest episod, eu o să mănânc o mie de burgeri în 2 minute, hai! N-aș fi antena, o să faci un 360, ia! Bă, Darusel, mamă, stai locului, mă, Darusel! Stai! Mai Darusele, mamă, de ce mi-ai dat, bă, ce, spune și mie, ce ai pățit, ce, de ce mi-ai dat mie telefonul ăsta să fac ce, mă, ce faci, Darusele, nici măcar să mă filmezi, să mă filmezi, mai că fie antena, mami, eu o să fac provocări nebune timp de 24 de ore și fie antena, mami, o provocare nebune și să dau foc la casă! Bă, Darusele, mamă, nu mai dat foc, olo, ce s-aude, Darusele, mamă, vezi că ia foc rău de tot, Darusele, vorbește mai tare, Darusele, dacă vrei, Darusele, ok, deci fii antena, mami, ăsta a fost doar cine și care l-a făcut eu. Și o să fac foarte mult așa că tu să fii camera, Manu. Deci fii antena, toată lumea să zică salut, camerale, Manu, mami, deci fii antena, da, mami. Salut, camera, Manu, mami, dar să le da, vezi că oamenii ăștia cred că au și niște urechi care n-ar trebui să fie surzite, mă gândesc, nu-i așa? Ok, deci fii antena, stai așa. Deci fii antena, mami, eu acum mi-am mutat microfonul de gură ca să mor și voi mai bine. Nu, dar să la variera, pune la variera aia puțin mai bine. Puțin mai bine să pui la variera, dar să le, nu știi să pălțănești, să-i luat la variera, ți-ai luat de toate mama și nu știi nimic să faci, a? Vai de capul tău. Stai, așa, gata. Ok, bine. Și antena, mami, deci atunci aceleași care o să-l fac, o să dăm cadouri la copiuri, hai, hai să mergem. Mă, ce faci, mă, dar să le, stai puțin, că eu n-am înțeles ce faci, ce tot faci tu aici, dar să le, stai mă puțin, ce caut eu cu camera asta, mână, cu telefonul ăsta, dar să le, mână. De fi antena, mami, tu o să fii cameramanul și o să filmez. Adică nu, tu o să filmez și o să fac challenge-uri. 24 de ore, challenge-uri cu dar sunt 2012, așa că nu uitați la like, subscribe, dar sunt 2012, așa că hai să mergem să facem cadouri pentru orfani. Ok, dar să le, dar să știi că eu n-am filmat ce zici tu acum, ca să știi. Ok, da, intră. Să știi, ce mami? Da, n-am filmat, dar să, bă, alu, n-am filmat. Mai zi o dată, stai, bune ca lume, hai, ia vorbește, ia, okay. Hai. Nici antena, lume, noi să filmăm în acest clip 100 de challenge-uri, nici antena. Al doilea challenge, că primul l-am făcut deja, al doilea challenge, știi, să facem cadouri pentru copii orfani, așa că să mergem, să facem cadouri pentru copii, da, dar să le, foarte frumos, unde mergem la orfel? La casă de copii, unde mergem, dar să-l ia, să-l ia, unde vrea să le ducă, dar să-l, hai mă, mamă, vezi cum, văd că început, de când ai început tu să faci YouTube, adică da, dar să-l, parcă te ești mai cu minte, tu așa de fel, dar să-l, e super, super tare, mă, dar să-l, ia să-l puțin, nu-mi zici tu mie că le era restaurantul tău? Ba da, bă, Rafael, unde ești, bă, Rafael, fii antenă, stai să-l, ok, nici antenă, YouTube. Dar nu mai țipa așa de pe el. Ok, nici antenă, YouTube, hai să mergem să facem cadou pentru un copil orfan. Da, hai să facem un cadou pentru cine să facem cadou? Bă, stai puțin că eu sunt costumatul meu de să genera ferecea. Bine, oricum nu știi, el că zice așa. Mă, dar sunt ambele mașini pe aici, ia fi să zic. Hai să dau repede mașina asta la partea în spate să nu-și dea seama, doar să-l dă ea. Și să intrăm pe aici prin spate. Camera, mami, camera, așa, hai, mami, hai. Hai să facem cadou. La variera, ai grijă. Ok, ia, bip, așa, hai, hai să mergem. Unde să mergem, mă, Darusele? Pentru ca să facem un cadou la acest copil orfan. Dar nu mai țipa în urechi, Darusele, ok, la variera ți-o dai mai încet, Darusele, dar nu trebuie să-mi țipi în urechi. Ok, hai. Hai, Darusele, ce să fac? Ce fraier ești, mami, cum adică, Darusel, tu ești analfabet, mă, copilă, Darusel, tu trebuie să mergi numai la școală, în primul rând și în al doilea rând, Darusel, vreau să spun faptul că ești un mare prost, Darusel, tu gândești și faci, Darusel, tu ți-ai cumpărat o cameră, de fapt, de telefon, îmi dai telefonul ăsta să filmezi, Darusel, și tu mă vreau jocul. Hai să facem cadou, Rafael, că este copil orfan, uite, pune-mă, bă, așa, pune-mi și cadou pentru acest copil. Bă, țipătorule, alo, bă, regiule, Darusel, mamă, tu mă arunci pe mine, eu fiind cu camera ta în mână, Darusel, ca să ce, să spar camera? Nu, mami, gata, mami, îmi pare rău, mami, și că așa nu-i așa, mamă, la mine, doamne, dar să le dau, ce m-ai făcut tu pe mine ca să țip la mine, sau ce? Nu, stai, mami, stai, bă, ce mai cu microfonul ăsta, bă, pum, mamă, de când nu dau un pum la, bă, la vertir, la ce, știu? Ah!
așa, gata, hai, hai. Hai cu lavaliera, ai grijă, darăsele, să nu strigi de tot, darăsele, după ce chei vai de capul ei lavaliera, de-ai luat totul, darăsele, hai să mergem acasă, care era mașina, aferea, darăsele, hai să mergem, că prietenul tău ăsta Rafael nu era. Și acum unde vrei să te duc, darăsele, stai puțin, că acum a treia provocare, unde vrei să mergem? A treia provocare este aici, aici, la poliție, la poliție, la poliție. Da, la poliție, hai să mergem la poliție, darăsele, ia, mamă, să vedem. Ia, ia, stai, 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 stai. Mă cut mama criminal, ho. A la la la, m-a făcut mama criminal, criminal, de criminal, ca fura burger de la fraier, da, m-a făcut mama criminal. Așa că fiu în teo, mami! Stai, 1, 2, 3, așa, deja al patrulea challenge este să dau foc la intrare! M-a făcut mama! Darăsel, mamă, darăsel, fugi repede, fugi repede, fugi repede, mă, și mă, pot să faci așa, mă, fițele, fițele, să că-ți arunc camera, ia-o, ia-o. Nu, ok, deși am trecut, în acest video am dat fug la pușcăria, așa ca să cântăm, m-a făcut mama pușcăria, șmecheria, așa, și că, așa, că hai să mergem, amiga, să mergem acasă, acolo, bătă pe geamă, uau! Nino, 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 Nino. Doamne, mamă, cât de prost ești, dar însele, doamne, deci eu nu, mie nu vine să cred că am un fiu așa de prost, deci chiar mie nu vine să cred. Uite-mă, așa o lăsat mașina ca mea, ce? Așa, mami, deși e antenă, mami, ia-l-a pe camera ca fie antenă, mami. Următorul challenge care o să-l fac este o să dăm o mașină gratis la un școlar. Bă, stai, mă, la ce? La școlar? La un școlar? La un școlar? La un școlar, yay! Ok, darăsele, mamă, darăsele, mamă, dar trebuie să... Ai uitat că ai o cameră, darăsele, eu camera nu aveam pornită, darăsele, că abia mi-ai dat-o fi și tu deja vorbeai. Trebuie să vorbești din nou. Doamne, cât de prost ești, mamă, darăsele, ce faci? Darăsel, mamă! Darăsel, mamă! Bă, pui cu camera în mână toată în viață! Ca să ce? Să faci o prostie! Crezi că o să uită cineva la tine? Asta la Malek! Uia, spune mașinile aici frumos! Uite mașina asta și mașina asta! Darăsel, dar... mamă, dar știi să vorbești? Da! Păi vorbește cu oamenii, că oamenii așa să vorbești, darăsele! Păi tu ce filmezi aici? Zici că faci short? Ce faci tu aici, darăsele? Nu, nu, ok, ok, deși am te-o chat în alt... Ce chat, mă, darăsele, că nu ești pe live, mamă? Păi da, e video-ul tău și tu, video-ul tău, nu faci nimic, darăsele, nu s-a uitat nimeni la video-ul tău, că nu vorbim deloc în el. Ok, deși am tine-l, dragii mei, darăsele, uitați, avem așa o mașină roșie, asta, da, o mașină roșie, o mașină verde și o mașină verde de sport. Așa că fie antenă, mami, la 5 la challenge, o să dăm mașina asta de sport. La copii, nu, la școlari. Bă, darăsele, mamă, dar tu ești chiar prost. Eu am vrut să te testez acum, darăsele. Tu nu vedeai unde țineam camera, că țineam camera la plantă. Nu trebuia să țin camera pe tine când vorbeai, darăsele, tu nu gândești? Și antene, mami, dacă plantă, planta are aici. Și adică banii slab la mașină. Așa că ia bani și hai să mergem. Așa că fie antene, mami, am cumpărat și planta, mersi. Uite, am cumpărat și planta, planta. Tu dau țichii, din tot challenge-a acestea, challenge, se fac cu cadoul lui mama mea, trăi așa că trece mașina. Doamne, darăsele, bă, dar n-am înțeles nimic, așa, și cu mașina asta n-ai cum să ieși de aici, mamă, darăsele, bă, dar o gândești mult de tot. Ei, bă, eu cum să ieși, dar ce să începe, uuuu! Ok, bă, dar prost e, bă, copilul ăsta, chiar este super prost să lăsăm camera asta deoparte, bă, chiar e prost, rău, bă, dar nu gândește de rău, bă, darăsele, mamă, dar... Darăsel, mamă, dar tu știi măcar, darăsele, știi că n-am filmat nimic până acum, nu? Adică nu s-a văzut nimic cum trebuia, pentru că eu te testam. De ce, mami, dar de ce nu mă... Mă, fii antenă, ia ta camera, mai repede. Ok, deci fii antenă, chat, acum o să facem a șaptelea challenge, o să-mi iau un cameraman nou. Nu, bă, ăsta nu taci, eu rând, du-te, bă, tu, stai, ia, bă, tu. Acum ești caramanul meu. Caramanul. Ce ai zis, mă? Ce ai zis, mă? Vezi că-s fraier? Ia, mami. Păi dacă ești fraier, dar să... Așa, acum apelezi la mine. Când vezi că nimeni nu te aștept, apelezi din nou la mine. Și până acum mă făceai în toate felul, dar să... Eu vreau să te ajut, dar însele, pentru că eu filmam parte. Mami, taci! Și filmezi, bă, că e niște antenă. Filmezi? Da, filmez. Ok! Niște antenă, chat. Acum o să dăm o mașină giveaway la un școlar. O dată avem aici mașina. Păi ne dăm o mașină odată. Da,
dar și avem Lamborghini. Dar să le dar să le mă, da, cred că trebuie să mă apuc eu locul tot de YouTube, se pare. Nu, ia-ți-ne tu camera și mă apuc eu de YouTube, dar să le. Ia-ți-ne tu camera și mă apuc eu de YouTube. Alo? Te-ai supărat? S-a supărat mama, dar este, privezi, dar este, dacă nu, nu te pricep și te super când te, vreau să te învăț de bine, dar este, că știu mai bine, mai multe lucruri decât tine, care eu n-am habar, știu mai multe decât tine, eu când vreau să te ajut, tu nu, că nu, că nu, am înțeles, bine, dar este, atunci rămâi așa, dar este, dacă nu, bine, hai mă, că nu mă pune, dar este, hai că nu mă pun, hai, ridică-te, nu mai fi supii, nu mai fi supii, că te umfli. Iată-te, mamă, ce las, mă, fii antel, mami, las că mă filmez pe mine, singur video meu. Camaramu, dar să tu camaramu, ești, dar să vezi cu la variera aia, că iar ți-ai tot tare, dar să că să te tu așa în jos, dar să nu știu ce făceai. Acum, dar să bă, dar să dacă, nu știu, bă, dar să de ce te super că nu înțeleg, adică eu te învăț de bine, dar să nu știu ce să filmezi, nu, nu, te iubesc, mami, filmează, tu. Nu, să filmezi acum, te iubesc, mami, filmează, am înțeles, dar să deci mă folosești, am înțeles, hai mă, hai ia. Bine, dar să le mersi pentru bani, așa, frumos, frumos, mamă, dar să le mai devin cameraman, hai zi. Ok, lișente, dar și limii, avem aici o mașină în un Lamborghini Huracan și o să dăm cadou la un școlar, hai, ok, stai. Să nu vă rog ceva, nici antenă. Trebuie o petardă sau o mașină, un Lamborghini Huracan. O petardă, nu, o să iei Lamborghini Huracan. Așa că fii antenă, ia mașina asta și te duci cu... Stai, de ce mașina asta și te duci cu ea acasă? Hai! Pleacă, mami! Dă-i viteză, că vine și dă mare mămeză. Tu-mi dai să bă... Darusel, da, mamă, da, am o întrebare. Darusel, mamă, am o întrebare, am spus. Ce? Cât mai ai de gând să mai faci provocări de asta sau ce faci tu aici, Darusele? Pe fie antenă, mami, sunt la provocarea a 6, nu? Eu știu că ai zis că erai la provocarea a 7. A, 7, adică încă trei provocări, așa că vino, mami. Ia cum asta, că cu prietenul meu de Dani Toboșaru, mince saxofon. Dobre, mamă. Hai, mamă, hai. Stai. You are my sunshine, my only sunshine. Mă, ce e asta, mamă? Bă, te faci de râs pe internet. Doar să mă pun să te filmez, mamă, și te faci de râs. You make me happy. Please, guys, again. You are my only sunshine. Gata, Darusel, mamă, mai mănânc și burger. Bă, vezi că ești prost, Darusel. Cine te-a pus să dai mine ca să-ți trece camera, să-ți pierzi filmarea, Darusel, că mi-ai rămas fără filmare. Trebuie să faci alte provocări, Darusel. Ce? Ce? Pâine, fii antenă, mami, fii antenă, mami. Deci prima provocare care o să fac acum este, o să mă arunc de aici și o să fac un MG 3. Stai, mamă, Darusel. În primul rând trebuie să dai drumul din nou la la bossa, la cameră, să faci intro, să faci introducerea, să înțeleagă oamenii ce faci tu aici. Ok, hai, 3, 2, 1, mami, filmezi? Da. Ok, deci, să-mi tutup în acest videoclip, noi o să facem 10 provocări nebunii cu Darusel, să vă mintește. Stai puțin, Darusel, vezi că ți-o-ți bagi joc, vezi că ești prost, Darusel, ți-ai pierdut filmarea aia, cea mai bună, acum nu mă știi nici să mai vorbești pentru jocul ăsta, Darusel. Eu zic mai bine să stai pe băncuța aceasta și să vorbești, hai. Salutare tuturor, în acest episod eu sunt cu Darusel, ăsta eu sunt Darusel 2012, alături de tema mea foarte urâtă și bună, care face de mâncare și fie antenă. Deci facem 10 provocări nebune, așa că fie antenă. Prima provocare este eu să sar de aici și o să fac mergi. Ești gata, mami? Mami! Darusel, de unde sari? De unde sari? Darusel, unde? Ah!
filmare, de tot, 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 filmare. În prima filmare ți-a bătut joc de anoma. Acum a doua ce însemna ta să dar însemn. Nici măcar nu mă lua găleta. Mă rog piciorul, au, mami, tu mă lași pe tot mai repede că hai, urcă dacă ești prost, dar să le urcă, hai, doamne, urcă, urcă, doamne, iartă-mă, acum trebuie să mai mergi și cu tine la spital, că ești prost rădătut, hai să te filmez, măcar așa ai și tu foarte multe vizionări, bravo, măcar, n-ai gândit-o, dar prostul le nimerește până la urmă, s-ar spune, dar să le, mamă, până la urmă, acum o să ai multe vizionări, că trebuie să te duci direct la spital, dar să le ia, înainte să ajungi la spital, dar să le ia, spune tu la oameni, așa, nu știu, un mesaj, dar să le dă un mesaj. Bravo, mamă, nu mă uit la fotbal, dar ai dreptate. Bravo, mamă, hai să mergem la spital, că deja ești prost, mă, dar înseamnă, mamă. Bă, da, chiar, ai văzut că dacă nu asculti de mine și îți bagi joc de mine și ești rău cu mama ta, dar înseamnă că ți se strică totul? Ai văzut? Ai dat în mine, ți-ai pierdut filmarea în primul rând, după a doua oară acum, ți-ai rupt și piciorul. Te-ai lovit la piciorul, dar înseamnă, ca prostul. Vezi? Da, e vina mea, e vina piciorului. A, vina piciorului, nu e vina ta că ești prost și am înțeles, dar înseamnă, hai să mergem, vino, dar înseamnă, te bag până aici, hai, ușor, ieși afară, încet, hai, mamă, repede. Ha, mamă, bă, dar să le, mamă, nu mai fi nesimțit așa, să rămână, o să mergem la domnul doctor, am vorbit cu el, bine, n-am vorbit, da, la revedere, ha, bă, aceasta când m-a putin și nu mai pot, da, nu lasa, lasă-mi, este mai, au. Ce faci, mă, fiu, să pupa cu doctora, ce faci, mă, ce faci, mă, ridică-te, mă, odată, bună ziua. Bună ziua. Ia loc, stai jos. Bună ziua. S-a cam lovit, Darăsel. Nu știu, ia spune tu, Darăsel, chemă de să bea niște pizza. Spune tu, Darăsel, și eu revin. Spune. Bă, lăsosule, bă, lași tu, las, parcă ești pe jos. Bă, mamă! Ce nas mare ai! Darăsel, ok, am înțeles că ești prieten cu domnul, dar e în vârstă, nu trebuie să-ți permiți astfel de glume, mai ales când ești lovit. Ce domnul? Ce a întrebat domnul? Eu făceam altceva, uite, mă jucam și vine mami și mă lovește și mă lovi la picior, mami, dai, vine aici. Cine te lovi, mă, dar să le cam totul pe filmare, ești fraier? Mai pus să filmezi și te-ai lovit singur ca prost, ai sărit, deci domnul doctor a sărit ca prostul, asta vă zic, a vrut să fac o provocare și a sărit și s-a lovit. Ce domnul? Din păcate, dar o să-l saci, n-a de exam de grav și am nevoie de ajutorul vostru pentru operație. S-a lovit destul de grav la picior și am nevoie de 3.000 de euro pentru operație, dacă nu, va rămâne fără picior în maximă. Salam alecum, salam alevule. Bă, Darăsel, mamă, ce? Darăsel, mamă, nu, înapoi cu mine. Mă, tu ești fericit, mă, tu n-au, mă, se puțin că n-am auzit bine, cred că de ești fericit așa. Din păcate, Darăsel s-a accidentat extrem de grav și are nevoie de ajutorul vostru pentru operație. S-a lovit extrem de grav la picior și are nevoie de 3.000 de euro pentru operație dacă nu va rămâne fără picior în maximul zi. Mă, și tu te bucuri că rămâi fără picior? Păi nu, mă, că tu m-ai făcut să ne devină ta! Darăsele, mamă, Bă, seama că opresc camera asta. Bă, te-ai lovit la cap, Darăsele, mamă. Mamă, Darăsele, așa. Ai bani, bravo. 4, 2, 5, 2, 250, 260, 270. Gata! Și ce înseamnă asta? Pe fiantele, mami, eu mâine o să pot să merg iar așa ca fiantele, mami. Bă, fraierul, Abdullatele. Bă, Darăsel, copilul ăsta. Hai, Darăsel, mamă, ridică-te. Ridică-te, mamă, hai că te ridic. Hai, sus, mai repede. Bă, dar așa, ușor, mamă. Ți-am zis să te duci ușor, Darăsel. Pune-te în scaunul cu rotire, ai grijă, Darăsel. Și acum, mami, fac cum mă opresc. Mergi, zică-l-o, da. Ai, prohă. Hai, sunt prost acum, mă dau.
ascult ca camera ta, dar să le faci acolo vizionare la... Mamă, Darusel. Băi, Darusele, tu ce... Stai puțin, ce mi-ai spus tu mie când am ieșit de la domnul doctor de acolo? Ce mi-ai spus tu mie? Că fie antin, m-am uitat. Hai să vin cu domnul doctor, iară. Păi nu, Darusele, dar tu mi-ai spus cumva că gata, că ai dat banii și acum că mâine îți revii, ai zis, nu? Da. Măi, idiotule, cum să-ți revii dacă tu doar ai dat banii? Ți-ai pus ăsta scaun clătire și el nu te-a operat, nu ți-a făcut nimic, nu te-a bandajat, nu ți-a făcut nimic la picior. Bunii! Bunii, ajutor, bunii, sunt scaun de rotile, bunii! Nu mă duce pe mine la bunica ta, ai uitat că sunt certat cu bunica ta? Bunii! Darusel! N-a să arăt să mă de mine, bunii! Darusel! Nu poți intru! Darusel, bine, era locul ăla pe acolo, dar hai că nu-i mai zic el, Darusel! Bunii! Ce râzi? Bunii! Ajutor, bunii! Mamă, asta s-a strict sau ce la bunică sa. Bine, nu știu dacă era bunică sa certată, am zis și eu așa, dar mi se pare că vorbeam mai că s-a strictă mai de mult de Darusel și toate astea, să vedem ce face. Ia chiar sunt curios care e faza. Ia, a intrat pe aici, prostul. Mamă, dar mi-era târtă locul ăsta. Dar trebuie să nu vadă Darusel. Mamă, deci asta era camera mea. Eu când eram costumată, adică când nu eram costumată, în mai că s-a strictă, eu ca Rafael. Asta era camera mea. Ați vrea să ne întoarcem pe aici? Nu știu, scrieți-mi acolo în comentarii dacă ați vrea să ne întoarcem acolo, hai să ne revenim în rol. Darusel, mamă, unde te-ai dus, Darusel, mamă? Bunii! Ce antenă, bunii! Deci, da, bunii! Deci, vă făceam challenge-ul și Darusel, mamă, nu mai țipa așa, că bunica ta e bătrână. Ok. Să rămână, da, sper că nu vă deranjez aici, nu? Adică, bună ziua, Darusel, ce s-a întâmplat? Ce faci aici tu? Pe fie antenă, bunii! Făceam și challenge-ul nebune și mamă vi la picior! E vina ei! De ce să fie vina mea, mamă, Darusel? De ce să fie vina mea? Că nu înțeleg, mamă! Băi, bunico, ăsta, nu mai suport absolut deloc. Știu că eram noi certate, dar băiatul acesta e sub orice critică. El s-a dus la doctor, s-a lovit, m-a pus să-l filmez, s-a lovit, a sărit ca fraierul, dar nu știu de unde, de pe un restaurant, a căzut jos, a vrut să facă ceva și a căzut și a rupt piciorul. S-a dus la doctor, i-a dat banii la doctor, tocmai chiar, da, chiar el i-a dat banii la doctor și doctorul acela, adică el a zis... Aha, gata, mulțumesc, domnul doctor, și-a plecat în scaunul de rotile și doctorul nu i-a făcut nici operație, nu i-a făcut absolut nimic, adică el doar s-a aruncat într-un scaun cu rotile, i-a dat banii și a plecat, doctorul... Bun! Bunii! Da, cine e ăsta, bunii? Da, cine, bătrânul ăsta, bă, pomoșorule, cine ești? Bă, cu cine vorbești, mă? Cine e domnul ăsta? Bună ziua? Ha? Pomoșorule, bă! Gata, a scăpat de el. Da, Darusele, da, ok, mamă, hai că ești prost, Darusele, mamă, ia să vede. Vai, fica mea, nu știi să ai grijă de un copil, vai. Cum adică nu știu să am grijă de un copil? Păi, rog, te-am lăsat. Păi, dar stai puțin, bunica, copilul, Darusel, mi-a spus mie în felul următor. Mamă, filmează-mă și pe mine că fac niște provocări și asta. L-am filmat, în primul rând. L-am filmat odată. Mă, Darusele, ce faci, mă, mă asculti? Unde ești, mă? Darusel, mă asculti, mamă, de ce tot mă aud? Darusel, mamă! Ok, da, în fine. Ok, bunica, mamă, de fapt, că ești mama mea. Vreau să spun în felul următor. Deci, Darusel, în primul rând, a vrut să-l filmez, să facă niște provocări, ca să apuc el de YouTube, să facă niște provocări pe YouTube, nu știu ce. În al doilea rând, după ce am început să filmăm toate bune, toate frumoase, bine că nu toate bune, că a făcut numai drăcie, a vrut să dea foc la casă. Deci asta vreau să vă zic, a vrut să dea foc la casa mea, la casa noastră, să ne dea foc acolo. Dar l-am oprit, adică a început să dea foc, dar am avut eu să-l oprez repede. Și pe lângă asta, în timp, el era, nu știu, să cânte undeva și mi-a stricat absolut de tot. Mi-a distrus cum ar veni patat în mine și... Și-a stricat filmarea, adică a dat mine, i-a căzut, în primul rând a dat în mine, ceea ce, ca dar în sens, ca un copil să dea într-o mamă, să dea dar în sens în mine, nu mi se pare normal deloc. Chiar vreau să-mi spui și tu, bunica, dacă ți se pare normal așa ceva. Și pe lângă asta, vreau să-mi mai spun faptul că, deci a dat în mine, după aceea și-a pierdut filmarea de pe telefon și a zis să-și dea drumul la o altă filmare. Și-a dat drumul la altă filmare și... S-a aruncat de acolo, a zis că face nu știu ce, să arunce în apă și s-a aruncat de pe un restaurant fix pe stradă și s-a stricat de tot. Adică s-a lovit.
Și după aceea am ajuns la spital, la spital acolo, i-a zis că până mâine, asta vreau să vă spun că până mâine, mâine, deci dacă Daruțel mâine nu o să aibă practic, gen, dacă nu o să aibă banii până la urmă, dar banii el i-a dat, asta e chestia, dacă operația nu se face până mâine, o să rămână fără picior. Și prostul de Daruțel, ca așa pot să-l numesc și nu știu cum el, fiu și nepotul tău, chiar mi-e rușine cu el, sincer, și a stricat absolut de tot, chiar a stricat de tot și a bătut joc în ultimul hal, a plecat ca prostul de acolo, s-a dus, a mai intrat și în apă, a căzut pe un ponton și după aceea acum nu știu unde s-a dus, chiar sunt crâs. Vai, fiica mea, nu știi să ai grijă de un copil, vai, 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 păi, dar cum adică nu știu să am grijă de el? De ce să nu știu să am grijă de el? Cum adică, dacă el s-a aruncat și eu, i-am zis, bă, dar nu știu, adică gen, el a făcut ca prostul, nu știu, uitați-vă că am filmarea aici, vă pot și arăta filmarea. Uite, haideți că vă arăt eu momentul, vă arăt momentul acum. Prima provocare este eu să sar de aici și să vă mergi, ești gata, mami? Mami! Dar să le sar, de unde sar? Dar să le unde? Mi vă dați piciorul, mami, nu mai pot. Mami, ce bătu joc de filmare, de tot filmarea, prima filmare, ce bătu joc de aia, nu mai, acum a doua ce însemnat asta, dar însemn, nici măcar nu mă iau găleta. Mă rog piciorul, au, mami, tu mă lași pe mai repede că hai, urcă dacă ești prost, dar să le urcă, hai, doamne, urcă. Urcă, doamne, iartă-mă, acum trebuie să mai mergi și cu tine la spital, că ești prost rău de tot, hai să te filmezi, măcar așa ai și tu foarte multe vizionari, bravo, măcar, n-ai gândit-o, dar prostul le nimerește până la urmă, s-ar spune, dar să le... Ok, azi a zis momentul, azi a zis că eu n-am avut ce să-i fac, asta e chestia, n-am avut ce să-i fac și atât. Nu știu ce să mai zic, adică e un copil vai de capul lui, nu știu ce să mai zic. Acum, nu, chiar nu știu ce să mai zic. A plecat, acum el a plecat, s-a aruncat acolo, acum el nu și-a făcut operație, ies ca un crotire, a dat banii degeaba și zice că își revine. Mâine îi se duce piciorul, n-o să, o să rămână fără picior. Dacă el nu se duce acum să se repare, e ceasul fix sau nu știu care e faza. Da, în fine, atât am de zis, nu știu ce să mai zic. Vai, fiica mea, nu știu să ai grijă de un copil, vai. Mamă, ia un loc aici mai bine, sau hai că mă duc după Daruțel. Bă, și doamne, iartă-mă mare bunică sa, mă, deci bunică sa totuși ține cu el și zice de maică sa că n-are grijă de un copil sau ceva de genul. Dar unde s-a dus mă ăsta? Daruțel, mamă, unde s-a dus mă ăsta? S-o fi dus, cred că, ia mă, sunt curios, s-o fi dus el la acolo, la domnul doctor, la astea, s-o fi dus el sau unde s-o fi dus, mă, că nu înțeleg. Mă, fiți atins că s-a făcut și noapte. Băi, stați puțin, e a doua zi, sper că mai sunt șanse, Daruțel, sper că mai sunt șanse pentru Daruțel, că prostul, deja a trecut a doua zi și deci dacă Daruțel, cred că rămâne fără picior, a trecut a doua zi, înțeleg, suntem în a doua zi, Daruțel, cred că rămâne fără picior, trebuia să vină aici, unde, sper că e aici, doamne, sper să fie aici, domnul doctor, domnul, bună seara, este Daruțel la untru, nu știu, ias, domnul doctor, da? E? Bună, ce-a pățit? Din păcate s-a accidentat, dar mi-a spus asta, dar e bine? Acum e bine? Daruțel, mamă! Pui mic, trezirea, Daruțel! Domnul, ce-a făcut? I-a făcut anestezie, ce-a făcut? Ce-a pățit? De ce se mai trezește? Da, i-am făcut anestezie ca să-i pot repara piciorul, din păcate. Cum adică din păcate? Daruțel, mamă, sper că acum, fără glumă, stai să țin că trebuie să vin aici să nu mă audă domnul doctor. Bă, eu acum sunt costumat în maică, dar sper totuși că Daruțel nu o să pățească absolut nimic, dacă pățește ceva, nu știu, să rămână fără picior, adică nu mai pot să mai fac nimic, nu mai pot să mai învăț viața fără Daruțel, adică nu mai putem să ne mai distrăm, nu mai pot să mai... Bă, acum vorbind de numele lui Rafael, nu o să mai pot să mă mai distrez, în fine, hai că ne revenim în rol, stăm ca mama strictă și să vedem ce spune domnul doctor. Gata, domnul doctor, stați puțin că
Am crezut... Ok. Da, i-am făcut anestezie ca să-i pot repara piciorul, din păcate. Acesta trebuie să poarte o perioadă în scaunul cu rotile. Dar piciorul va fi în regulă. Ok. Mamă, deci mă speriasem degeaba. Bun. Am reușit să-i fac operația. Înainte să adormă, mi-a spus că vrea să vină prietenul lui Rafael să-l vadă. Duceți-mă la el chiar acum, fiindcă se va trezi în curând, Arsel. Ok, e bine dacă își va reveni și dacă se va trezi. Nu. Eu, sincer, pentru mine vreau să vă zic faptul că e mult mai bine dacă acesta ar folosi practic scaunul cu rotile, pentru că nu o să mai fie nebunatic, așa, și poate o să fie el din ce în ce mai atent și nu o să mai facă toate nebuneile, toate drăcerile pe care le face în timp, dar acum o să mă duc după prietenul lui Rafael, acum revin. Ok, e bine, bă, e bine, fiți atenți, că oricum e bine, pentru că o perioadă ar fi bine că să ne mai vină așa la cap, hai să ne ducem partea asta, ușor, ușor, aici și să ne schimbăm, să ne dăm costumația jos, practic, de mama strictă, ne revenim în costumul nostru normal, adică în viața noastră normală, Rafael, și după aceea... Cred că s-a trezit? Să mă duc ca maică-sa sau să mă duc ca Rafael? Hai că mă duc ca maică-sa prima oară, să vedem ce zice. Cred că s-a trezit sau ceva. Ia, că s-a auzit? Darusel? Darusel, mamă! Darusică! Darusică, cocolică! Darus, mamă! Mă, Darusel! 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 Mamă, trezirea! Dă-mi un doctor, de ce? Darusel? Darusel? Darusel! Darusel! Bă, hai că te-am văzut că te... Ai mișcat, Darusel! Darusel! Mă, ce... Uita, de ce mi-ai vânt ochii? Mă, Darusel! Aaaa! Am pasat de bine! Am pasat de bine! Stai jos! Bă, prostule! Rămâi în patul, în spital! Mamă, ce mai speria, mamă! Bă, da... Doamne, doctor, sper că nu mai speria... Bă, cât de prost ești, Darusel! Darusel, mamă! Darusel! Doamne, hai că e prost! Nu mai! Bă, m-a speriat pe bune, chiar m-a speriat, mamă, deci mi-a sărit inima, bă, dintr-o dată așa, bă, da, e nebun, mă rău de totul, stai că ne schimbăm acum în Rafael și vedem ce se întâmplă cu Darusel, să vedem ce reacție se aibă când vine Rafael și vii să simți că o să joc eu într-un fel anume. Gata, hai că ne-am schimbat, hai să mergem acum repede. Wow! Bă, ce faci, mă? Ce-ai pățit? Ce? Păi m-a chemat maică-ta aici, ce-ai făcut? Ce-am făcut? Păi, ce cauți la spital și ce cauți în scaunul cu rotile? Ce-ai pățit, mă? Pe fiantele, bă, Rafaele, hai să zic cum, hai! Ce? Hai cu mine, hai să zic cum, și-ai zis fiantele, bă, Rafaele, zis fiantele! Eu făceam provocări nebune că ea, dacă tu n-am mai filmat cu tine... Ce facem, mă? Ce provocări nebune visezi, mă? Pe fiantele, am pus-o pe mama să mă filmeze, bă, nu e, dar să like, hai că e singurul om din spital, vorbește mai tare, că nu deranjezi pe nimeni. Nu mai țipa la mine, dar să am, vin după tine chiar așa și spui și la mine, hai mă, pe bune. Lasă-mă, bă, Rafaele, lasă-mă, că n-a apărut și antena, bă, Rafaele, în casă cu mama mea și film, eu și mă, am pus-o pe să filmeze. Doamne, dar să n-am auzit nimic. Bine, și antena, bă, Rafaele, eu eram frumos cu mama mea și am pus-o să mă filmeze. Așa, să te filmeze ca să ce, dar să te-ai apucat tu de YouTube în locul meu sau și nu știu ce, și nu știu eu sau ce. Facem provocări nebune. Provocări nebune. Nelebune! Și chiar nu sunt chiar nebune, gen care nu sunt bune, nu că nebune la modul crazy, sunt nebune, adică gen sunt proaste rău de tot, adică ce provocare să-ți rup piciorul ăsta, nu dar să tu te auzi ce spui? Dar să tu pentru, bă, tu-ți rup piciorul pentru ce, dar să pentru ce, să faci o vizionare, dar să le, că oricum tu nu faci mai mult de 5 vizionare. Apele, prinse antene, eu mă jucam frumos, făceam provocări nebune și era o provocare care trebuia să mă arunc. Așa, știi de ce te-ai aruncat? Că vine, ce? Convine ca cicile la mine, că am piciorul rup și o să-mi pun pe piciorul. Chiar ești prost rău de tot, dar mersi pentru bani, ce să spun, bă, da, chiar ești prost rău de tot, nu știu, gen, bă, și cum ai reușit, mă, să-ți rup piciorul ăla? Păi și cum ai căzut pe picior? Unde te-ai aruncat? Cu talent! Dar unde te-ai aruncat, am zis? Știi unde era restaurantul la frumos de te... Care cu Valentine, știi? Îl mai știi? Acolo m-am aruncat! Care restaurant, mă? De unde vrei să știu eu? Ce-ai făcut? Ce restaurant? Nu contează, bă, Rafaele, nu contează! Care trebuie să știi tu? Bă, că deja mânezi, bă, Rafaele, atâta te știi! Bă, mă vii la picior ca să fac bani, ca să fac acici! Așa că hai că mă duc cu gagile mele, don't give me dirty, love or not, love me. Bă da, prostie, mă, ce, doamne,
iartă-mă, ce să fac? Dar și antena, iubi, da, e frumos, nu? Uite, fai pu-pu-pu-pu-pu, așa. Bă, dar să doamne iartă! Viteză! Nu mă prins, nu mă prins! Și antena, că mă ascund aici! Bă, da, e prost rău, Tomă, nu știu ce se mai întâmplă cu el, sincer, mă. Mă, dar să le vi... Ia... Alice, ajutor, Alice! Bă, da, chiar, mă! Alice, unde-i? Nu știu unde e Alice, dar să-l... Pe mine mă întrebi unde e Alice! Alice! Alice 2012, nu știu unde e Alice, mă, dar să le... Bă, întrebarea mea în momentul de față e, mă, tu cum ai... Mă, nu strica asta, nu, Alice, că vine și... Bă, am mâncat-o câinii! Da, dar să le-au mâncat-o câinii, dar să le, cred că la cum faci tu, cred că din cauza ta, dar să le, nu, bă, aole, dar să le, bă, ma, bă, dar să le, mă, bă, copile, mă, dar să le, dar să le, ce-i pățit, simt pe bune, cu... Ți-am zis, mă, nu vin la picior, ai făcut provocări nebune, mă, nu vin la picior, atâta trebuie să știi. Păi și, doamne, dar să le, de ce ai început să faci, bă, de ce nu mai chema pe mine, mă, dar să le, da, gen, cu, stai puțin. Provocare să te arunci și ce da provocarea asta și de ce te-ai aruncat de acolo? Eu! Păi ce voiai să... Cum și cum o să te arunci ca să rupi piciorul, să-ți rupi piciorul? Păi nu, că cine vreau să fac MLG! Da, și n-ai folosit apa, nu? A, da! Păi și cum ți-i rămă piciorul? Nu știu! Cu cât de prost ești, bă, Darusele! Bă, Darusele, în fine, nu mai contează nimic, vrei să te duc acasă? Du-mă acasă, fiente, că m-am și eu singur acasă! Bă, ce... Cum te spăru? Bă, da, ăsta face imagini continuă, mă. Bă, dar nu știu, acum, gen, ok, ce imagini mai facem, mă, ăsta? Adică, cred că poate să și merg, sau nu știu care e faza, mă, fraților, adică, pe bune, băi, e... Sunt în creierul tău, băi, Rafaele. Bă, dar, Răsele, dacă tu știi să faci imagini, nu știi să faci imagini să și mergi? Cred că, bă, toată fie antenă, că mi-e lene. Ți-e lene să mergi, a? Da! Așa că, bă, tu mi-ai legatis, e mă, da, mă, dar, Răsele, și trec în scaunul meu cu rotile. Ia, stai! Vino! Ce vrei, omule? Pleci așa după mine, după mă chemi, a? Ai nevoie de mine dintr-o dată, nu? Da! Da, stai! Hei, fata, fii antenă! Ia pupa aici! Cicatricea mea, uite, frumos, ce la picior am! Că sexy! Pupă! Așa! Hai, pa, te iubesc! Give me like what it is! Don't give me dirty! Love- Ce-a făcut mă ăla? Bă! Ce-a făcut accident! A făcut Bă, tu chiar ai învățat să zbor pe bune? Cum să tai așa? Ce să mai zic? Nu știu ce să mai zic, mă, ce... Noapte bună. Aoleu, ce zi frumoasă! Chiar e bine că a venit vara, în sfârșit a venit vara, e totul frumos și îmi place cum avem noi joculețul ăsta aici cu pizza asta, bazinul ăsta, practic aici, râulețul ăsta mic aici direct la picior roșie, frumos, după aceea intrăm aici direct în apă, în piscina noastră, cea frumoasă, dar astăzi am chef, eu chiar am chef să mergem la mare, la plajă, să mergem după și la aquapark, chiar am chef și vreau să mergem cu Darusel să-i fac o surpriză asta, dar e o chestie, e o problemă, știți că Darusel este în scaunul cu rotile că și-a piciorul. Nu știu dacă și-a revenit, să sperăm tot ce că și-a revenit. O să mă duc acum la el. Cred că e la calculator, din ce mi-aduc eu bine aminte că de dimineață l-auzeam cum urla și trebuie să-l dau afară de la calculator pe bune și vreau să mergem. Căutați-o el. A, deci a, fiți atenți, ia să mergem aici, să scam eu. Am eu ceva de pizza. Bine, bine, nici fie antena mea, față, nici că mănal, față, nici că mănal, mamă, ce faci? Stai toată ziua la calculator, acum profit, să că ești în scaunul cu rotile, nu? Și stai numai la calculator toată ziua, nu? Ok, deci antena, față, nici că mai încași, că mă zic. Dar, mamă, mă bagi în seamă sau ce fai, lasă, stai jos aici, acum, okay. Nu mai ta mine, dar... Deci antena, față, nici că mai încași, dar ce vrei? Nu să vă live! Ești live? Ah, nu mi-a spus, dar Silvan, să mergem și noi la plajă și la aquapark. Păi da, dar să nu ți-a trecut sau ceva? Bă, da, oamenii ce au zis când au văzut în scaunul cu rotile? Păi, nu m-a văzut! Bă, nu te-a văzut și ăsta ce e? Păi fie antenă, mami! Eu stăm cu partea asta de jos, uita și stăm cu partea asta de jos! Păi da, și când te ridicai acum, dar să le când sărai ca fraierul, dar să nu te-a văzut nimeni, bă, vorbește cu oamenii, spune-le, dar să le pui în jos, nu pui! Păi, am încă nevoie, să le stau sau bine, ok, deși antenă, dar cum mi-a rupt piciorul, deși antenă, era o zi bună, vreau să mai fac și eu asta. Vreau să le fac și eu, ba, să-ți fac video-uri pentru... Dar, Darusel, vă pup
Mă, dar să le tu pentru cine vorbești acolo? Cine te-au furnici, cine faci, cine? Că nici ăla nu te-au, că sunt la mai la distanță, care sunt mici. Taci, veni și antena live. Eu făceam provocare nebune și tu provocare nebune. Eu vreau să fac MLG. Mai da, ai pe cineva pe live-ul ăsta? Dacă mă uit eu, ce îmi scrie acolo, dar să le cisc? Mă, dar să tu vezi ce scrie acolo? Ce? Dar zile și cel mai tare te iubesc. Sper să îți repare piciorul. Bă, vezi că speri toată lumea, bă, doamne, dar să... Ok, haide să vă spun eu, că sunt mama lui. Hai să vă spun ce-a vrut Darusel, prostul ăsta de copil și prietenul vostru cu arăt, youtuberul vostru cu arăt, nu știu ce e pentru voi, habar n-am, cum și-a rupt prostul ăsta piciorul, copilul meu. Deci fiți atenți. Darusel, ia spune, ce mai pus tu să-ți fac, Darusel? Ce mai pus să fac acum două zile? Ce mai pus, ia? Păi fii antenă, mami, acum două zile... Pe poștai, stai. Deci fii antenă, mami, acum două zile, eu făceam provocări nebune cu tine, mami. Da, Darusel, dar nu mai vorbi așa încet, că trebuie să te audă și la evu, te-ai dus și la mama naibii, Darusel, și nu ține te mai aude pe tine când vorbești. Ok, mami, hai că zic, Darusel. Deci, Darusel, m-am pus, uitați, avem aici camera, să vă zic mai multe chestii, că m-ai enervat destul de rău. Copilul ăsta m-a pus, Darusel, să... Iau camera și să îl filmez, să fac el niște provocări, că a zis că s-a apucat de YouTube să posteze nu știu ce. Să facă cu provocări, cu de-astea nebune. A filmat, prima filmare a pierdut-o, dar să le ia spune-ne, cum ai pierdut prima filmare? Ia spune-ne la oameni cât de neprost ești, dar să le cât și nesimțit în același timp. Pe fie antenă, mami, m-am căcat pe mine și așa, nu? Așa era. Nu, hai să vă spun eu. Deci nu vrei să spui, dar să le ultima șansă, dacă nu te fac te râzi la oameni. Ok, ok, deci fie antenă și adică eu eram cu mami și na, era la un restaurant și m-a supărat pe și am dat mare bucat, i-am dat slish. Da, deci m-a lovit, deci vreau să scrieți voi dacă, bă, vi se pare normal ceva ce dar Răsel să dea în maică sa să o lovească? Da, gata, dar Răsel, termină! Doamne, iartă-mă și și-a pierdut filmarea ca prostul, foarte bine, Dumnezeu e sus și l-a văzut. Și prostul, după aceea, a zis că filmează din nou. S-a aruncat, bă! De unde ți-a venit provocarea asta? Ți-a scris cineva că nu cred că zicea cineva să te arunci de pe un restaurant jos de tot Darusele și să îți rup piciorul. Ți-a scris cineva treaba asta? Asta a făcut Darusele. Nu, pe nu, oameni, fii antenă. Eu mi-am dat-o singură că vreau să fac MLG. Voi, și nu știu să fac MLG. Și s-a lovit ca prost, acum stăm scaun cu rotile și acum, Darusele, vreau să te duc la plajă. Și fiți atenți că nu știe Darusele, dar o să-l fac... Hai să vorbesc aici direct la microfon. Nu știe Darusele, dar o să-l fac de râs pentru că o să merge la plajă și o să-l vadă fetele în scaunul cu rotile. Și da, deci cam atât. Deci chiar m-ai enervat destul de rău copilul ăsta. Și Darusel, acum o să încheiem live-ul și o să mergem. Unde mergem, Darusel? Ok, la plajă! Pa, pa, la, pa, pa! Bă, lupa, ei, bă, prostule! Darusel! Hai să mergem, mami, la plajă, pa! Da, cu cine să te înțelegi? Un prost, ăsta-i Darusel. Adică, pe bune. Bă, sincer, acum, ieșind din rol că sunt eu Rafael costumat în maică-sa, nu mă miră faptul că de ce a plecat maică-sa și ne-a spus unde să duce, că vedem că încă nu s-a mai întors. Nu mă miră, chiar nu mă miră. Dar se de sub orice critică. Hai, dar se de mamă, să mergem în sfârșit la plajă. Mamă, ce bine că am venit la plajă. Chiar era așa frumos și e frumoasă plaja asta noastră. Așa frumos. Hai, mă, ce vrei? Ce, mă? Mami! Ești proastă? Ești proastă, mami, mami! Ajută-mă să cobor, mami, că eu n-am cum! Ce-ai fi pe mine, Darusel? Da, eu n-am cum să cobor! De ce simt la mine? Că n-am cum să cobor! Păi și dacă n-ai cum să cobor, adică n-ai cum să cobor, Darusel, cum, ce n-ai cum să cobori? Doamne, iartă-mă, Darusel, mă, lasă-mă în pace, cum, adică, ce spui tu acolo? Ce te spui tu acolo? Păi să pe scoamă la tine, mami, și ce scăne s-a brut? Da, scările sunt abrupte, dar Darusele, da? Și tu cum ai sărit de acolo, de acum când am venit, când ai sărit direct de la etaj, de la tine, de acasă, cu scările, cu astea, cu scaunul, dar Darusele? Nu era nimic abrupt, nu? Nu! Păi da, și ai sărit de la 1000 de metri, nu știu de unde ai sărit, dar Darusele, dar ești prost. Cum, mă, că ai coboară, hai, că și nu știu, stai, ia mai repede, uite că... Ia stai puțin, că asta am vrut să văd. Ce fac, mă? Darusel, mamă, ia spune și mie. Darusel, mamă, stai așa. Ce? Cântoreții? Darusel, nu, mamă, că voiam să zic ceva. Voiam să zic... Bă, doi!
Așa, mă, Darusele, hai că nu e nimic. Bă, Darusele, vino repede. Bă, mamă, vreau să spun ceva. Bă, Darusele, ia fii puțin. Ia vino aici afară puțin. Oprește muzica asta, Darusele. Oprește-o. Ia fii atent, Darusele. Vreau să spun ceva, mamă. Vrei să zic? Da! Chiar vrei să zic? Da! Darusele, ce ai făcut când te-ai dus la fata aia de acolo să o pupi? Dar mi-am dat-o pupit pe bușe eu deja. Așa, și ce ai făcut acum? Și acum, și atunci. Ce ai făcut acum când ai venit la mine acum? Păi, asta pe un picior. Cum să pe un picior? Ia. Este-vă cum să-i pe un picior. Uite. Mergi cu ambele, Darusele. Deci înseamnă că poți să mergi și tu să te Nu, Darusele, tu, ascultă, tu nu mai ai nevoie de scaunul cu rotile, Darusele, pentru că tu știi să mergi, dar tu să te acolo ca să profiți să stai la calculator. Da, Darusele. Uite. Nu, Darusele, lasă oamenii în pace, Darusele, ia vine puțin, deci așa faci tu, Darusele. Păi nu, mai eu mă gândeam să mă duc la, să te duc la acopar, Darusele, dar tu, dacă mă duc singură, Darusele, că tu dacă ești în scaunul cu rotile, tu înseamnă că nu poți să te dai în tobogan, așa că eu mă duc singură, pa, Darusele. Așa, vezi că poți să mergi? Hai că nu te mai prosti. Darusele, mamă, hai că mă duc la copar și te las pe tine aici. Doamne, că deja nu mai supăr pe copilul ăsta. Ce să mai fac atâta cât... Mă, Darusele! Ne vedem acolo, mami! Păi nu știu ce să mai... Ce să mai zic? Nu mai zic, zic, hai că ne vedem de la copar cu copilul ăsta dement. Ia uite, Darusele, mamă, ia uite, îți place unde te mai duci, uite ce acopar, hai să intrăm înăuntru, mamă, ia uite cât de frumos îmi place. Mami, ați apus curățel! Ce, mă? Ați apus curățel, mami, ce porcăria asta de aici a fost? Cum adică aici ai fost cu Rafael, mă? Unde ai fost, mă, cu Rafael, mă, Darusele? Ce visezi, mă, tu, Darusele? Unde? Tortinetele, unde aici a fost cu Rafael? Vara abia a început când te-ai dus tu la acoparc aici, Darusele. Cine să te ducă, mă, de unde să știe Rafael doar locul ăsta, mă? Crezi că știe Rafael mai multe decât mine, mamă, Darusele? Vino la pați! Vino la... Așa, și ea spune și mie... Ce se află în acest acoparc? Păi, topogane mari, hotele... Și unde te-ai dat? Hoteluri, Darusele, și unde te-ai dat-o? Ia, te-ai dat-o în toate topoganele, vrei să-mi spui tu mie? Nu, mami, în ultimul topogan nu m-am dat în ultimul topogan! Nu, Darusele, uite că sunt topogane peste tot, de stânga, dreapta, oriunde te uiți, Darusele, sunt numai topogane. Nu cred că te-ai dat-o în toate astea și dacă chiar, Darusele, tu, se chiar nu, așa, și dacă te-ai dus tu cu Rafael, ai fost cu el, ție, nu-ți place că și mama ta te-a dus aici la un acopar, că te-a dus din nou aici, Darusele, ce nu te-a plăcut? Ba, da! Păi și atunci? Trebuie, mami, hai să mergem! Nu, Darusele, vino, mami, că-ți arăt eu niște tobogane și mechere unde mă dădeam eu când era mică, mamă, Darusele, vino repede, Darusele, Darusele! Mamă, vrei să... Darusele, mamă, normal că e plictisitor dacă nu mă asculți pe mine. Vino după mine să-ți arăt eu unde sunt alea șmechere, Darusele. Vino repede, că aici să-i fură o colac. Că la ei merge greu, Darusele, trebuie să uiți la alea cu colac. Să fie totul frumos, Darusele. Ia, vino. Vino, fii atent în partea asta, că în partea asta sunt multe tobogane șmechere unde putem să ne dăm noi amândoi, Darusele. Mamă, fiu, să ne bucurăm de viață, Darusele, de ziua asta pe care o petrecem noi aici împreună, Darusele. Ia, urcă pe aici. Ok, Darusele, mamă, deja mă enervez. Hai să mergem, fii atent, Darusele, mamă, în care vrei tu să te dai dintre toate astea? Eu zic să ne dăm prima oară, hai să ne dăm în ăsta, Darusele, că este super tare ăsta, mie chiar mi-a plăcut și suntem să ne dăm amândoi deodată. Mami, vino! Vino, mami, că era mas. Darusele, mamă, nu mai țipa, Darusele, vino repede aici, hai, Darusele. Ce să ia, mă? Am și eu și să ne dă deasupra, Darusele, avem aici sus, că ne dau oamenii ăștia. Mergem prima oară la asta, Darusele, ne dăm amândoi și ne dăm în același timp, da, Darusele, ne ținem de mână, mamă, fiu, da? Da, de mânuță! Da, Darusele, repede, ai, 3, 2, băi, am trebuit să dai aici, hai, dă-te pe aceea și asta, hai, frate, mamă, Darusele, mamă, nu știi. Au ajuns înaintea ta, prost, Darusele, ia, mă, fii atent acum, hai să mergem la unul din astea de pe aici, Darusele, că și asta sunt hai să ne dăm, dar trebuie să mergem prin spate, Darusele, vină pe aici repede să urcăm pe ce mă, și căutăm în porci, Darusele, în acoparc. Da, foarte amuzant ești, Darusele, am înțeles, foarte amuzant ești tu, Darusele, mersi, mamă, mersi, dacă eu te dau la un acoparc, îți fac toate poftele, Darusele, și tu mă jignești, așa faci tu, da, mama? Măi, mami, gata, mami, te iubesc, mami, ești mama mea favorită și... Păi, cum adică mama ta favorită, că sunt eu singura mamă, cum adică? Darusele, hai că ești prost, mama, hai că m-am dus, pa, Darusele, hai, repede, hai, repede, Darusele, hai, repede, mami, primul!
Dar să le bine, fraiere, eu măcar sunt aici deasupra. Ah, dar nu cred că merge. Ah, nu cred că merge. Sunt aici deasupra sau? Ia, merge. Nu, nu preme, nu merge. Trebuie să ajung tot aici jos. Bravo, mă, dar să le. Wow, foarte amuzant ești tu. Ce să spun, mamă, dar să le. E, ai mâncat foarte mult amuzant la viața ta, nu-i așa? Ce-am mâncat? Amuzant. Amuzant mă cheamă pe mine. Da, dar să le amuzant te cheamă pe tine, dar să le. Da, ești așa ciudat, dar să le. Ai urcă pe aici, dar să le trebuie să. Ce? Nu, pentru asta. O să se cheamă. Cum se numește? Protecția animalelor. Bine, dar să le cheamă protecția animalelor. Eu mă dau în asta. Aici nu știu ce faci tu, dar să le vină pe mine. Eu mă dau în asta mai mare. Păi nu l-am atentat, mă, copile. Dar să nu atentat. Manu. Cum, mă, te dai în același, mă, omul. Doamne, dar să ai că nu știi, mă, nimic. Bă, dar ce caută? Ce faci, mă? Am căzut și m-am dus și ai înapoi să ne dăm. Da, dar să ai că deja ai nesit. Bă, mamă, eu te-am adus aici să avem o bună dispoziție, să ne relaxăm, dar să le ai, tu ce faci? Ai mai și închis live-ul ăla ca să ce, să-ți bagi joc? Ok, mami, 3, 2, 1, hai! Hai repede, hai, fraiere, că vin acum după tine. Dar să le ai grijă să nu cască, fraiere, ai grijă să nu cască aici, că chiar mănânci, dar să adică gata, te-ai... mamă, cum e ăsta, mă, dar să le... Primul! Ia, prinde, ia, mami, hai! Bine, dar să știi că în ăla nu m-am dat. Uite, în astea trei nu m-am dat. Asta vreau să experimentez. Mai avem pasta două, dar însele nu m-am dat. Că n-am avut eu timp atunci când am mai venit eu la aquapark aici, dar însele nu m-am dat că n-am avut timp. Ia, acum hai să experimentăm și astea, dar însele. Cum, ce, bă, ce faci, mă? Hai că ești prost, dar însele, mamă. Ia, primul care alege ceva șmecher, dar însele, dar însele. Și atent, dar... Aha, bine, dar să, 3, 2, 1 și tu te fraieră, ia, să ne uite la el, ia, ce faci mă ăla? Ce faci, mă, acul? Mă, ești un NPC, dar o să le știi ceva, că deja, dar o să le, hai, mamă, fii atent, dar o să le, fii atent. Hai să ne jucăm în perimetrul ăsta, vezi perimetrul ăsta aici cu toboganele, partea asta de toboganele astea, toată partea asta de aici, asta de aici, da. Vezi? Da! Fii atent în toată partea asta, dar o să le, în primul rând vreau să vii fix aici, dar o să le, și uite-ți să admir partea din spate, dar o să le, timp de 30 de secunde și după aceea să le cauți, bine? 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,6, dar să le mai mult ascuns acolo. Mami, dar până la 30. Până la 30, dar să le, dar nu mai țipa așa, dar să le, până la 30. Bă, unde s-a ascuns prostul? 1, 2, 3, 7, la 30. Și gata la acolo, pata. Hai să vedem unde ne ascundem. Ia să vedem unde căutăm pe dar însă. Hai să mergem prin partea asta. Eu cred că copilul ăsta. Ia fiți atenți. Dar n-am burger. Dar fiți atenți că îl păcălesc. Am aici un de-asta care are un gust groaznic dacă mănâncă. Un cartof și vreau să văd dacă pot să-l păcălesc. Vreau să încerc să-l păcălesc. Asta vreau eu să fac acum. Și să vedem. Dar însă, unde te-ai ascuns? Mă, mamă. Păi chiar așa departe te-ai dus. Tu te-ai ascuns tu foarte bine. Opa, ce? Bă, ce-i ăsta? Mama, ăsta e burger misterios? What? Un burger misterios aici? Dar să? Burger misterios? Ce faci, fraiere? Dar să, mamă? Ce faci? Ce? Ce faci? Ce faci? Burger! Păi nici când ați ascunsele așa, te-am găsit, fraiere? Dar să vin aici să-ți da... Aola, dar să le, doamne, unde pleci, mă, dar să le, vină repede aici, fii atent, am o surpriză pentru tine, dar să le, fii atent, că de-aia cred că ai ieșit tu din azi, dar că te-am păcălit, dar să le, dar fii atent ce-am găsit eu, bă, dar să le, ia ăsta, că e mișto rău de tot, am luat și eu o gură, sper să nu te super, dar să le, ia încearcă. Ia, ce bun e, mami, foarte bun. Bă, mami, da, ce mi-ai făcut? Bă, ce, bă, vorbește-mă, fr- te poți cu mine, mami, eu și mai șmecher și la nana, mă cheamă doar să-l cu manele să-i dăm bestele, wow! Bă, cât facem de ori doi? Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.